Alina, îți mulțumim. Încă o crimă înfiorătoare zguduie Iașiul. O educatoare a fost ucisă cu sânge rece chiar de soțul ei. Bărbatul a înjunghiat-o și apoi a încercat să se sinucidă. Omul este acum în afara oricărui pericol, însă pentru soția sa medicii nu au mai putut face nimic. Criminaliștii au împânzit zona, iar medicii vor să afle acum dacă bărbatul avea discernământ în momentul în care și-a atacat cu bestialitate soția. N-a trecut nici o săptămână și panica s-a instalat din nou în cartierul Alexandru cel Bun din Iași. După ce vinerea trecută fiul unui ofițer SRI a fost înjunghiat mortal, astăzi o altă crimă înfiorătoare a semănat teamă în rândul ieșenilor din cartierul Groazei. Un bărbat de 66 de ani și-a omorât soția după care a încercat să se sinucidă. Cel care a sunat la 112 a fost chiar bărbatul. Acesta le-a spus medicilor că soția sa a fost înjunghiată în gât. Salvatorii ajunși la fața locului n-au putut face altceva decât să declare decesul femeii, iar pe bărbat l-au dus la spitalul Sfântul Spiridon pentru că avea mai multe tăieturi în zona toracelui. Existau 5 plăci la nivelul toracelui anterior stâng în regiunea precordială, plăci nepenetrante care nu au pus viața în pericol, făcute, așa cum a declarat pacientul, un scop autolitic. După ce medicii au decis că individul este în afara oricărui pericol, l-au transportat la Institutul de Psihiatrie Socola. Oamenii legii vor să afle dacă acesta avea discernământ în momentul în care și-a înjunghiat soția. Ce fel de oameni erau? Liniștiți, foarte liniștiți. Credeați că în stare de așa? Nu, nicio formă. Ei cum erau? Erau bine așa din ceea ce știm noi. Dar în casa omului nu se știe ce e. Se certau? Noi stăm la etajul 6, n-aș putea să vă spun. Ucisă. Părăsă Dumnezeu, de minte rătăcită, de ce să spună? Păi cum era, ca om, ca cum o vedeați? O femeie muncitoare, la servici, venea fiecare dimineață, venea seara. Bărbatul este pensionar, a fost angajat la compania CFR Marfă până în anul 2010, atunci când a fost disponibilizat. Soția sa este educatoare la o grădiniță din cartierul Eșan, Galata. Vecinii spun că bărbatul consuma băuturi alcoolice, însă nu era recalcitrant. Soții Chiforeanu au 2 copii. Eu mai consuma așa, dar nu, el normal. El sau ea? El, și făcea scandalul? Nu, era un om foarte cald. Domnul mai consuma băuturi alcoolice? Mai consuma, dar niciodată ca să-l vedem că ar fi beat să meargă. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor. Trupul femeii a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.